Macrou cu lămâie în sos de roșii la cuptor gustos, sănătos și ușor de preparat. Ingrediente 4 bucăți pește macrou 4 linguri ulei, o bucată lămâie, 4 bucăți roșii, mulpă pasată, piper și sare după gust 150 de ml mele, 1 linguriță midon, 2-3 fire, un gel, o bucată ceapă roșie, cum se prepară? Peștele se spală, se curăță de intestine și se porționează în bucăți potrivite. Lămâia se taie felii subțiri și se introduce în fiecare bucată de pește. Ceapa se taie mărunt și se călește în ulei timp de 2-3 minute. Adăugăm pulpa de roșii și se continuă fierberea maximum 10 minute. Sosul obținut se amestecă cu amidonul dizolvat în apă. Adăugăm sare, piper după gust, apoi îl turneam într-o tavă. Așezăm bucățile de pește în sos și introducem tava în cuptorul preîncălzit, la 160 grade Celsius, pentru 25-30 minute. Se presară cu pătrun gel mărunțit și se servește. Poftă bună! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!